Cercetătorii în genetică și arheologie au demonstrat că o pătrime din poporul Vlah, comunități izolate de vorbitori de limbi romanice din Balcani, aparțin haplogrupului J2, cu mult mai mult decât media Macedoniei și nordul Greciei unde locuiesc. Acest lucru, combinat cu faptul că vorbesc o limbă descendentă din latină, sugerează că ar putea avea o mai mare parte de ascendență romană, sau cel puțin italiană, decât alte grupuri etnice din Balcani. Cunoașterea unor aspecte legate de genetica a populației europene ne-a ajutat să înțelegem diversitatea variațiilor genetice din societate și modul în care numeroase migrații istorice ne-au modelat genele și identitatea, care este una dintre cele mai puternice modalități de a eradica xenofobia și de a risipi miturile despre rasism. Un rol important îl are cromozomul Y, care rămâne practic neschimbat de la o generație la alta, fiind identic la toți bărbații descendenți dintr-un strămoș comun. În cele ce urmează vom vorbi despre haplogrupuri, concretizând cu hărțile corespunzătoare. Haplogrupul J2 este definit de markeri genetici specifici cromozomului Y și a fost găsit la frecvențe diferite în zone precum peninsula Arabică, Levant, Anatolia și părți ale Caucazului. Haplogrupul J2 a fost una dintre cele mai comune descendențe din Orientul Mijlociu și din lumea arabă, apărând acum aproximativ 20.000 de ani. S-a descoperit că oamenii J2 au trăit în principal în Turcia, Siria, Irak, Iran, Anatolia și Caucazul de Sud. Campionul absolut pentru acest haplogrup este poporul înguș din Ingușeția, urmat de ceceni, iranieni, curzi și alte grupuri etnice iraniene. În mod interesant, oamenii inguși și ceceni sunt numiți Nohci, ceea ce înseamnă oameni sau descendenți ai lui Noe, și conform tradiției lor orale, descind direct din profetul Noah, al cărui chivot se odihnea pe unul dintre munții din Cecenia actuală. Haplogrupul J2 al României este mai mare ca la vecinii ei, deoarece în trecut colonizarea romană a Daciei a adus o mulțime de oameni din zonele înalte în J2 din Italia, Balcani, Iberia, combinată la care se adaugă populații venite ca urmare a invaziilor diversilor migratori, plus mișcările de populații din vremea când eram vasali ai turcilor. Incidența mare a haplogrupului J2A în Italia se datorează în mare parte migrației etruscilor din vestul Anatoliei, în centrul și nordul Italiei, și colonizării grecești din sudul Italiei. Nivelurile J2A au fost mai ridicate în rândul grecilor decât ale etruscilor și, în special, în rândul grecilor insulari, care au colonizat Magna Grecia. În jurnalul Scientific Research, Tomasz Kosinski a publicat un articol despre originea indo-europenilor cu accent pe preslavii, markerul slav fiind R1A. Se crede că haplogrupul R1A a avut originea în Asia Centrală și s-a răspândit în Europa cu aproximativ 20.000 de ani în urmă, fiind asociat cu expansiunea popoarelor slave în perioada medievală timpurie, în jurul secolului 6. R1A este cea mai răspândită în Europa de Est, în special în rândul populațiilor vorbitoare de slavă din țări precum Polonia, Rusia și Ucraina. Când slavii vin în Europa, s-au amestecat complet cu haplogrupul I2A pentru o perioadă de peste 700 de ani. Astfel, I2A devine al doilea, cel mai frecvent haplogrup slav.
vedem I2 ca principal marker în zona în care locuiau daci, traci și ilirieni. I2 este cel mai vechi marker din Europa, împreună cu I1 scandinav.